am găsit doi procurori curajoși pe nume Negulescu și Ionea, au început în anul 2015 destructurarea celei mai puternice mafii politice locale din România, mafia de la Prahova, cunoscută de Patria Hoților. O parte din investigațiile procurorilor ploieșteni au fost preluate de structura centrală a DNA, unde s-a încercat mușamarizarea anchetelor. Nu s-a reușit, astfel că la intervale regulate DNA Ploiești livrează opiniei publice dosare grele. Mafia de la Prahova este însă departe de a fi destructurată. Aceste imagini care au făcut înconjurul României arată cât de puternic este clanul politic înființat de baronul PSD Mircea Cosma. În imagini este noul șef al Consiliului Județean Prahova, pe nume Bogdan Toader. El are doar 33 de ani. Se observă cum un consilier PSD în vârstă, care îi poate fi tată, îi sărută mâna acestui junior, amintind parcă de sărutul mafiot al ghiurului din filmul Nașul. Oare de ce un consilier județean cu vechime i-ar pupa mâna unui tinerel proaspăt ales, cei drept, șef la CJ Prahova? Pentru că acest Bogdan Toader nu este șef peste nimic, în mod real. Porecla sa este Monkey, adică maimuța, și este un simplu băiat care a jucat basket. Îi se spune maimuța pentru că Bogdan Toader are mâinile mai lungi decât în mod normal. Probabil tot de la prea mult basket jucat în liceu. Cum ajunge însă maimuța șefă la Consiliul Județean Prahova, nici măcar șeful PSD Liviu Dragnea nu are cum să știe. O să-i explicăm imediat cu imagini și documente. Bogdan Toader are o singură calitate, este prietenul la cataramă al deputatului Vlad Cosma, cunoscut ca Vlăduț, ce este tocmai fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma. Baronul a fost reținut, eliberat și apoi multiplu anchetat în diverse dosare penale. Juniorul Vlăduț Cosma este anchetat și el alături de tatăl său, acuzat. Acuzațiile sunt relativ simple, foarte multă șpagă luată de familia Cosma. Pe următoarea rețetă, un interlop local pe nume Răzvan Alexe lua bani de la firmele care aveau contracte cu Consiliul Județean, banii de lucrări dați comunelor din Prahova, bani pentru dezăpeziri, bani cu afaceri cu drumuri sau papetărie. Toate firmele erau dijmuite, interlopul Alexe ducea apoi banii în alte firme de unde erau scoși la valiză. În acea perioadă, proaspătul șef al Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, figura de consilier al baronului Mircea Cosma. După ce lui Cosma i s-a interzis să-și mai exercite funcția, juniorul Toader a fost ales vicepreședinte al CJ și a ținut practic locul baronului. Situația era ilară. Un fost băiat de mingi, basketbalist, prieten cu fiul lui Cosma, pus să țină cald fotoliu baronului. Pe același considerente, acum câteva zile, vă spuneam, Bogdan Toader, zis maimuța, a fost înscăunat președinte la CJ. Ca o ironie a sorții, în anul 2012, pentru că maimuța nu avea un loc de muncă, baronul Cosma l-a făcut director al grădinii zoologice de la Bucov, unde, în timpul conducerii sale, a murit singurul exemplar de cangur pitic din România. Știu că este de râs, dar juniorul acesta conduce acum unul dintre cele mai bogate județe ale țării. Ce servicii reale făcea de fapt acest Bogdan Toader pentru familia baronului Cosma? Procurorii DNA susțin că juniorul era tocmai interfața, personajul de legătură, folosită de Mircea Cosma pentru legătura cu Alexe Răzvan, interlopul, și restul membrilor grupului. Toader a participat, susțin procurorii, la filajul cu mașini pe care echipa lui Mircea Cosma l-a desfășurat împotriva procurorilor DNA care îi anchetau. Poate vă gândiți că povestea asta despre mafia de la Prahova este doar o licență jurnalistică, o metaforă, să-i zicem. Am să vă citesc un pasaj dintr-o declarație făcută de un om de afaceri care a avut neșansa să-l cunoască pe Vlăduț Cosma. În luna iunie 2012, spune omul de afaceri, am fost chemat la restaurantul X, unde mi s-a spus să cesionez părțile sociale ale firmei către Vlad Cosma, prin interpuși. Primarul Iulian Bădescu mi-a spus să tac, pentru că rezolvă el situația. În final, omul de afaceri a cedat controlul firmei sale lui Vlad Cosma, care primea lunar din conturile firmei 2500 de euro cash sau prin facturi. În final, după ce timp de 4 ani omul de afaceri a fost tors ca o lămâie, Vlăduț Cosma și interpușii lui l-au dat afară din societate și l-au lăsat fără afacere. Cam așa se punea problema la Ploiești în ultimii 5 ani, ca în firmele cu mafioți. Sunt șanse ca gruparea lui Cosma să controleze încă 4 ani județul, pentru că procurorii DNA nu înțeleg un lucru. Băieților de la Ploiești nu le este frică deloc de pușcărie.